o nouă ediție, Ziua Live, sunt Carol Vlad, iar alături de mine și de dumneavoastră am plăcerea să-l am ca și invitat pe domnul Ioan Oleleu, vicepreședintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. O să nu să le mai întind foarte mult în emisiune, o să spun ANSVSA. Bună dimineața, mulțumesc că ați acceptat invitația mea și sunteți alături de noi. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație. Uh, domnule Oleleu, pentru început aș vrea să abordăm puțin uh, anul 2023. Uh, cum a fost uh, din punct de vedere al uh, ANSVSA? Uh, sigur, controle, uh. Uh, haideți să spunem așa, îndrumări și uh, ce probleme sau ce deficiențe uh, s-au găsit la controle? sigur Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor pe cele două paliere importante respectiv sănătatea animalelor și igiena și sănătatea publică au avut o implicare destul de serioasă în anul 2023 și au fost câteva provocări pentru noi ca și instituție să spun așa, competentă pe domeniul siguranței alimentelor, pe tot lanțul, de la furcă la furculiță, acest lucru însemnând de la producerea materiilor prime, partea de uh, procesare, transport, depozitare și comercializare. Mai concret, principalele provocări, să spun așa, ale noastre au fost <coughs> relaxarea în ceea ce privește mica producție la nivel național, prin adoptarea unor norme specifice în domeniu, astfel încât mica producție de la nivel național, și aici vorbim în special de partea de procesare a produselor alimentare de origine animală, să poată să ajungă mult mai ușor să îndeplinească condițiile pentru a fi cât mai multe produse din acest domeniu pe, pe piețele din România, astfel încât consumatorii să poată să aibă acces la ceea ce înseamnă produsele românești, produsele autoctone. De ce acest lucru? Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, am fost nevoiți și noi ca și stat să adoptăm regulamentele Uniunii Europene în ceea ce privește autorizarea și funcționarea unităților de, de procesare. Astăzi, după aproape 20 de ani de, de experiență în domeniul siguranței alimentelor ca și autoritate la nivel național, am avut și avem această capacitate de a analiza foarte bine ceea ce înseamnă analizele de risc, dar și perspectivele care trebuie urmate de industria de profil. Acesta a fost motivul pentru care... Am trecut la flexibilizarea legislației, astfel încât unitățile de capacitate mică de producție de la nivel național să fie înregistrate din punct de vedere sanitar veterinar, să beneficieze de derogările conform regulamentelor Uniunii Europene de la condițiile generale și specifice. În acest sens, la modul concret, au fost legiferate unități, modul de funcționare a unităților de capacitate mică din domeniul laptelui a fost o provocare pentru, pentru noi. Astăzi, existând posibilitatea ca un fermier care deține un număr redus de, de animale să poată să-și amenajeze o unitate de procesare înregistrată din punct de vedere sanitar-veterinar și acele Produse care fac obiectul procesării în unitatea respectivă să fie puse pe piață. Provocările au fost și în celălalt domeniu important, cel al sănătății animalelor, prin faptul că am redeschis noi piețe pentru comercializarea animalelor vii și acest lucru se, se datorează faptului că, la nivel național, pe domeniul creșterii ovinelor și creșterii bovinelor, numărul de focare înregistrate a fost unul foarte mic și nu au fost probleme în ceea ce privește restricțiile de circulație a animalelor. Astăzi, crescătorii de ovine, în special, au posibilitatea să facă <coughs> schimburi cu multe, cu multe țări atât din spațiul Uniunii Europene, dar și cu țări terțe și în special cu acele țări cu care noi, România, avem tradiție în ceea ce privește schimburile comerciale. Referitor la întrebarea dumneavoastră concretă, sigur, acțiunile sanitar-veterinare de verificare și control a colegilor din teritoriul din cele 42 de direcții sanitar-veterinare se desfășoară în conformitate cu un program strategic la nivel național. Numărul acestora este destul, destul de însemnat, așa ca și o a, cifră pentru a vă face o dimensiune a, numărul de, a, a numărului de controle. Acesta se ridică la peste 350.000 de controle efectuate în anul 2023. Bineînțeles că în cazul în cadrul acestor acțiuni de verificare și control, se aplică și sancțiunii contravenționale sau se procedează la confiscarea ori retragerea de pe piață a anumitor produse. Dar ce este cel mai important în tot acest procedeu de verificare, monitorizare și control a unităților care procesează, pun pe piață și comercializează produse alimentare, fie că vorbim de produse alimentare de origine animală, sau de produse alimentare de origine non-animală, este o analiză pe care am putea o realiza astăzi în funcție de factorii de risc pe care noi îi monitorizăm și îi analizăm la nivel național. Este o tendință de scădere a numărului de toxinfecții alimentare de la nivel național. Aceasta se traduce prin neconformități care scad de la, de la an la an la produsele care se, se află pe piață și în mod sigur acest, acest aspect va avea o, și are o tendință de scădere în perioada în perioada următoare și datorită activității colegilor din din teritoriul, a medicilor veterinari oficiali, dar și a faptului că foarte mulți agenții economici au înțeles că este obligatoriu să respecte tot ceea ce înseamnă condițiile generale și, și specifice de igienă în domeniul siguranței alimentelor. În cadrul acestor controle și verificări, un rol important îl au monitorizarea calității și salubrității produselor prin recoltări de probe. Recoltării de probe care se efectuează și se analizează în laboratoarele sanitar-veterinare de, la de la nivel național. Dotarea laboratoarelor a fost o provocare pentru noi și în anul 2023. De altfel, este bine de, de menționat, România, din acest punct de vedere, deține una dintre cele mai puternice capacități de analiză respectiv statul român, prin direcțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, deține una dintre cele mai puternice rețele de laboratoare de la nivel național. Acesta este și motivul pentru care putem să facem față provocărilor care apar, sincopelor care pot să apară, neconformităților care pot să apară la un moment dat traduse prin prin neconformități ale, ale produselor. Apoi gestionarea, gestionarea unor alerte. Aceste alerte apar atunci când în piață există alimente neconforme. Este un sistem complex care ne asigură posibilitatea de a comunica în regim de urgență atât cu celelalte, atât cu celelalte entități de la implicate în domeniul siguranței alimentelor, de la nivel european. Ce înseamnă, ce înseamnă, îmi cer scuze că vă, vă întrerup, ce înseamnă alimente, există în piață alimente neconforme? Ce înseamnă alimente deci, neconforme? În momentul, când, în momentul când există o neconformitate, când apare o neconformitate, urmare, neconformitate care se depistează, urmare a controlelor efectuate de către inspectorii sanitari veterinari de la nivel național sau chiar neconformitate înregistrată și depistată de către operatorii economici, avem implementat la nivel național, dar și la nivel european, un sistem de alertare, un sistem care presupune o gestionare corespunzătoare astfel încât ca acel aliment să fie retras în regim de urgență de pe piață, indiferent că, indiferent că vorbim de piața României sau piața Uniunii Europene. Prin acest sistem avem, avem posibilitatea, așa cum am spus, să, să acționăm în regim de urgență ca un număr cât mai mic de, de alimente să aibă, între ghilimele, posibilitatea de a fi comercializat. Vreau să vă întreb, domnule Oleleu, dacă ar fi să facem o paralelă în raportat la anii trecuți și anii, anul 2023, dacă ne ducem cu 3, 4, 5 ani în urmă, au fost schimbări mari la nivelul ANSVSA. Sigur, suntem, suntem oarecum o instituție, o instituție vie, o instituție care se adaptează și avem această prioritate. Prioritate trebuie să ne adaptăm în permanență la provocările care apar în, în piață, cu atât mai mult cu cât ceea ce se întâmplă într-o zonă apropiată nouă, respectiv războiul din Ucraina, Uh, anumite proceduri uh, și tot ceea ce înseamnă implicarea în domeniul siguranței alimentelor, trebuie să te adaptezi în permanență la uh, provocările care, care apar. Ce? Din acest punct de vedere, priorități și uh, modalități de, de, a ta, de a te adapta uh, sunt prin implicarea a unui număr cât mai mare de, de persoane specializate în acest domeniu al siguranței alimentelor, creșterea capacității analitice uh, la nivel național a laboratoarelor, uh, conectarea la tot ceea ce înseamnă provocările și riscurile uh, din, domeniul, din domeniul respectiv atât la nivel național, dar și la nivel european și foarte important chiar la nivel uh, internațional. Vreau să vă întreb că ați, uh, ați pomenit de războiul din Ucraina, cu ce influențează, dacă putem spune, capacitatea operațională a DSVSA, a NSVSA, uh, războiul din Ucraina. Sigur, uh, a fost o provocare și, și pentru noi, pentru că trebuie să o recunoaștem în, uh, Primele, în primele zile, după izbunirea războiului din Ucraina, a de produse a crescut foarte mare, foarte mult. România nu era o destinație să spun așa preferențială pentru produsele fie că vorbim de produsele de origine animală sau de produsele de origine vegetală, nu era o destinație, pentru aceste produse. Multă lume, Știm făcând o... Mine, da. Îmi cer scuze că vă întrerup, Făcând o paranteză, să știți că multă lume consideră că uh, DSV-ul ANSP se ANSP se ocupă strict de partea de animale și este uh, ANPC-ul este perceput nu, nu, cumva e, pe dacă ne uităm în uh, regulament, dacă ne uităm în regulament. Nu, zic, în un general un, uh, lumea, oamenii sunt, așa Sunt două lucruri, partea de, partea de siguranță siguranța alimentelor este o chestiune complexă. Uh, aici uh, când vorbim de siguranța alimentelor, e nevoie să avem o supraveghere și o monitorizare a tot ceea ce înseamnă lanțul alimentar de la produsele primare, apoi partea de procesare, partea de depozitare, comercializare, respectiv punere pe, pe piață. Toate aceste unități, singura, singura instituție, care înregistrează sau autorizează după caz aceste unități este Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Numărul de controle, numărul de verificări, specialiștii implicați în acest domeniu destul de, de complex poziționează Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară din România pe un loc fruntaș la nivel european, fără falsă modestie, prin tot ceea ce facem în teritoriu în acest domeniu. Re și acum v-aș ruga să continuați. Îmi cer scuze că v-am întrerupt. Era vorba de războiul din, din Ucraina și de cum a influențat... Uh... O mărire a fluxurilor de, de produse care... Au, au avut tendința sau chiar au intrat în România odată cu izbucnirea războiului din Ucraina. A fost o adevărată provocare și, și pentru noi. Aici mobilizarea a fost exemplară prin efortul pe care l-au făcut colegii medici veterinari cu atribuții în punctele de inspecție și frontieră, în perioada care a trecut de la izbucnirea războiului, am avut și o susținere foarte consistentă din partea Guvernului României prin alocarea de posturi. A fost nevoie să mărim numărul de, de, de personal prin alocarea de resurse financiare astfel încât să reușim să supraveghem în mod corespunzător această, această parte și acest subiect destul de important, respectiv siguranța alimentelor. Este în continuare o provocare pentru noi, pentru că Ucraina prezintă o particularitate din punct de vedere al siguranței, o particularitate aparte față de ceea ce înseamnă regulamentele Uniunii Europene. Ne fiind în Uniunea Europeană, ne fiind compatibilă legislația de la nivelul Ucrainei cu regulamentele Uniunii Europene este o, o nevoie din partea noastră tot mai accentuată de a analiza și de a controla produsele care intră din, România, din Ucraina România. De altfel. În anul 2023 a fost modificată legislația, numărul de importuri a scăzut foarte, foarte mult. Este și o procedură specifică. Practic, partea de cereale în momentul de față nu poate să se producă, deci partea de import din Ucraina în România decât după obținerea unei licențe de la Ministerul Agriculturii, unde și noi avem reprezentanți în această comisie, iar de la apariția ordonanței privind restricționarea acestor, acestor importuri, nu a fost avizat efectiv niciun transport până în momentul de față și deci partea de de importuri a scăzut foarte, foarte, foarte mult, aproape inexistent în domeniul cerealelor. Vreau să vă întreb aici, tot vorbim de uh, siguranța alimentelor, vorbim de Uniunea Europeană, uh, ce înseamnă de fapt această siguranță alimentelor în România în raport cu uh, siguranța alimentelor în Uniunea Europeană? Sigur, pentru, pentru noi, odată, pentru noi ca și țară, odată cu intrarea în Uniunea Europeană, a fost, pe de-o parte, un șoc pentru industria de, de profil prin necesitatea implementării în teritoriu a noilor prevederi din domeniul siguranței alimentelor în conformitate cu uh, regulamentele Uniunii Europene. Uh, dacă ar fi să fac un bilanț astăzi la la mare distanță de la momentul integrării României în Uniunea Europeană, cred că industria de, de profil și serviciile sanitar-veterinare și-au făcut treaba destul, destul de bine. Astăzi, la nivel național, la modul concret, avem foarte multe unități de procesare care fac schimburi intracomunitare cu produse care sunt procesate la noi, fac schimburi intracomunitare cu aceste produse, pun produsele produsele românești ajung pe multe piețe din Uniunea din Uniunea Europeană. Avem un număr destul de important de unități care îndeplinesc în totalitate regulamentele Uniunii Europene de funcționare în domeniul siguranței alimentelor. Sigur că e nevoie în continuare de o politică de susținere a acestor agenții economici și chiar actualul actualul guvern prin proiectele de finanțare, prin programele de finanțare pe care le pune la dispoziție, are în vedere acest lucru. Este foarte important la nivel național să avem cât mai multe unități de procesare și unități de procesare care să colecteze și să primească materii prime din, din producția uh, autoctonă. Există un trend foarte crescut de dezvoltare în continuare a capacităților de producție atât în domeniul uh, animal, dar și în uh, domeniul non animal, uh, la, nivel, uh, la nivel național. Sigur, aici un rol important uh, l-au avut uh, și. Proiectele care s-au desfășurat pe finanțările Uniunii, Uniunii Europene. Chiar și în județul nostru avem câteva unități din domeniul alimentar care fac aceste schimburi intracomunitare. Iar un punct foarte important, România a obținut un aspect foarte important, România a obținut în, în acest domeniu al siguranței alimentelor. Uh, am uh, înregistrat uh, o victorie care practic uh, a fost așa de răsunet uh, la nivel, uh, nivel internațional. A reușit uh, să echivalăm uh, inspecțiile sanitar-veterinare din România în domeniul, uh, în domeniul salamurilor crude a conservelor uh, din uh, echivalarea sistemului de inspecții sanitar-veterinare din România cu cel din Statele Unite ale Americii. Astăzi, practic, prin această recunoaștere, de, prin această procedură, s-a echivalat sistemul de, de inspecție, a fost recunoscut profesionalismul și rigurozitatea implementării cerințelor din, din acest domeniu destul de important și un număr destul de mare de unități pot să facă astăzi schimburi cu aceste produse, cu agenții economici din Statele Unite ale Americii. Odată cu această, această reușită, interesul pentru produsele procesate la noi în România a crescut foarte mult și pe alte piețe internaționale. Este un aspect foarte important pentru că dă posibilitatea României și respectiv agenților economici de a se dezvolta din, din acest punct de, de vedere și un alt, să spun așa, aspect important și un mesager la ceea ce, un mesager pozitiv la ceea ce reprezintă România în acest domeniu după mulți ani de la intrarea în Uniunea Europeană. Cum, Vorbeam... cum, cum suntem priviți uh, în Uniunea Europeană? Asta... Uh... Mă, vă întreb din punct de vedere, să spunem așa, al exportatorilor. Avem cumva o etichetă, o bifă verde, adică da, vine din România, avem siguranță că nu este contaminat? În primul rând, am făcut un, un istoric la ceea ce a însemnat primele inițiative de a pune pe anumite piețe din Uniunea Europeană produsele din, din România. Acest proces a început acolo unde au fost, în special, comunități însemnate de, de români care ei au solicitat, au cerut și aici, au achiziționat aceste... Aici. Dar aici. foarte important, foarte important, pe o analiză pe care noi am realizat-o, aceste comunități au fost, până la urmă, promotorul și cei care au dat gura de oxigen importantă pentru produsele uh, românești. Dar, uh, prin aceste, aceste inițiative, uh, astăzi am observat că uh, tot ceea ce înseamnă partea de cantități crește de la, de la uh, lună, lună la lună și tendința de. A cumpăra, de a achiziționa produsele românești, nu se rezumă doar la concetățenii noștri care sunt în diferite țări din Uniunea Europeană. Și europenii au început să aprecieze și să consume produsele românești. În deci, ceea ce privește calitatea și anumite probleme care s-ar putea înregistra la produsele românești versus celelalte produse. Putem să analizăm un alt parametru foarte important, neconformitățile care pot să apară sau care apar în piață la aceste produse, iar din, din acest punct de vedere, produsele românești au un număr de neconformități mult, mult mai mici, aproape neînsemnat versus alte, alte produse și mă refer la o analiză foarte concretă nu numai pe piața națională, dar și pe piețele Uniunii Europene, este ceea ce vă spuneam eu de acele alerte la nivel european care pot să apară. Făcând o paranteză la ceea ce a spus dumneavoastră înainte, vreau să vă întreb cum se vede acum exportul din România. Au fost ani la rândul în care noi exportam foarte mult materie brută și importam o materie finită. Uh, extrapolând pe mai multe pe mai multe segmente, acum am început să exportăm uh, pe partea de alimente, materie finită. Da, uh, numărul, așa spuneam, numărul unităților, uh, numărul unităților de producție care fac uh, schimburi uh, intracomunitare sau uh, uh, efectuează operațiuni de uh, export cu țările terțe, adică cu țările care nu sunt în Uniunea Europeană, sunt în continuă creștere, dar totuși trebuie să recunoaștem și să vedem realitatea din teritoriu. Pe unele segmente, pe unele componente, cum ar fi, de exemplu, carnea de, de, port. de port, suntem importatori ca și materie primă dar, cu toate că suntem importatori, există unități care prin procesare la nivel național, ulterior produsele respective fac obiectul exporturilor sau schimburilor intracomunitare. Există o tendință crescută, o tendință care se manifestă într-o curbă crescândă de la lună la lună de Creștere a exporturilor și a schimburilor intracomunitare cu produse agroalimentare procesate. Fie că vorbim de uh, carne, lapte și chiar partea de legume, fructe, dulciuri și așa mai departe. Uh, vreau să vă întreb dacă în perioada sărbătorilor, dacă în, în 2023, dacă ne uităm la în, în, în perioada sărbătorilor pascale, se sacrifică miei. În perioada Crăciunului, mai mult uh, porci, au fost găsite probleme. Uh, sau S-a direct foarte mult. Porcul tradițional, porcul, 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 porcul din România, am spus-o de fiecare dată se va sacrifica în acest mod uh, tradițional uh, și îmi doresc ca uh, și copii și nepoții mei să, să facă și ai noștri să facă acest lucru și eu personal l-am sacrificat și în anul 2023 și o să fac și în anul 2024. Maturitatea serviciilor sanitari veterinare de la, de la nivel național care sunt foarte bine conectate la ceea ce înseamnă cultura și tradiția Va, va, fi pusă în această zonă, în slujba continuării a ceea ce trebuie să ducem mai departe ca și popor și ca și națiune. Pentru că este foarte simplu să adopți un anumit regulament al Uniunii Europene, dar să nu faci uz de ceea ce înseamnă uh, acele prevederi din regulament care îți dau posibilitatea ție ca și stat să adopți în anumite condiții, în anumite condiții foarte clare, să adopți o legislație specifică, astfel încât să îți menții tradiția. Acesta a fost și principiul pe care l-am enunțat, și una din, una din provocările cu care am plecat la autoritatea națională sanitară veterinară și pentru siguranța alimentului de a relaxa, de a flexibiliza legislația în domeniul procesării în special a, a, pentru a înființa sau a da posibilitatea cât, la cât mai mulți români de a înființa unități de producție de capacitate mică, să dezvoltăm această, această posibilitate și această resursă în foarte multe localități în, de, la, de la nivel național încă, Uh, mai avem, uh, mai avem uh, materii prime care nu sunt colectate, care nu se regăsesc uh, pe, pe piață. În continuare, vom, uh, vom acționa și pe domeniul uh, procesării legumelor și fructelor, astfel încât legislația să, să permită înființarea de cât mai multe unități. Sigur, toată această relaxare și flexibilizare în toată această relaxare nu vom face rabat de la ceea ce înseamnă siguranța alimentelor pentru că un aliment chiar dacă este produs într-o unitate de dimensiuni mici care se bucură de anumite derogări trebuie să pună pe piață a obligativitatea să pună pe piață produse sigure și produse salubre pentru consumator. Era o discuție la un moment dat referitor la pesticide. Uh, și o reglementare la nivelul Uniunii Europene. Noi cum stăm cu uh, acest segment? Uh, în ceea ce privește monitorizarea, monitorizarea rezidurilor, noi vorbim de conceptul mare, monitorizarea rezidurilor, fie că vorbim de pesticide, organoclorate, organofosforice și așa mai departe. România are o capacitate destul de bună de a analiza produsele aceste produse, dar în continuare și în anul 2024 a fost alocată o sumă destul de importantă pentru a crește capacitatea analitică la nivel național. Pe acest subiect, la modul, la modul concret, pentru a vă face o idee a ceea ce înseamnă doar o singură analiză de la o singură matrice, de exemplu, de la un produs, avem posibilitatea de a analiza într-un timp foarte scurt, respectiv mai puțin de 24 de ore, de la un singur produs, de la o singură probă, peste 600 de de parametri, ceea ce reprezintă ceea ce ne situează pe noi ca și instituție în domeniul siguranței alimentelor undeva pe locul 2 la nivel, la nivel european, privind această dotare în direcția rezidurilor la produsele alimentare, și aici, în special, produsele din, din zona legumelor, fructelor, cerealelor și, într-o măsură destul de importantă, și celelalte produse de origine animală. Ce așteptări aveți, domnule Oleler, de la 2024? De la 2024, îmi doresc ca în, în acest an să reușim să implementăm un pachet mult mai larg în domeniul siguranței alimentelor. Pe domeniul pe, cu principiul flexibilizării produselor, flexibilizării autorității unităților din acest domeniu, creșterea capacității analitice de la, de la nivel național, și foarte important să reușim să facem față și chiar să, să oprim. Ceea ce reprezintă o provocare pentru noi, serviciile sanitare veterinare, evoluția pestei porcine la nivel național, iar pe partea de export la ovine și bovine, să reușim să păstrăm în continuare acea indemnitate a teritoriului, să nu înregistrăm restricții privind circulația animalelor și o monitorizare corespunzătoare, astfel încât să menținem toate acreditările la nivel uh, internațional uh, pe care noi, noi le avem pentru uh, industria de profil, astfel încât uh, un număr cât mai mare de agenți economici să poată să facă schimburi intracomunitare sau uh, uh, export cu produsele din, uh, din România. Vreau să vă întreb de sărbătorile Pascale și în trecut discutam de unde. Da, sărbătorile 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 Pascale se apropie. Este un interes pentru produsele care au specificitate în, în perioada respectivă. Pe lângă faptul că vor continua controlele în toate toate unitățile de comercializare procesare depozitare pentru carnea de miel va fi, posibil, va fi posibilitatea de a amenaja acele centre de puncte de sacrificare atât de către unitățile administrative teritoriale, asociațiile de profil producători și carnea de miel din punct de vedere al condițiilor sanitar-veterinare nu va fi o problemă. Românii își vor putea achiziționa carnea de miel atât din unitățile autorizate înregistrate sanitar-veterinar, respectiv miel în, sacrificat în unitățile mari de abatorizare și apoi comercializată în magazine, și foarte important, își vor putea achiziționa uh, carnea de miel și din centrele sau punctele de sacrificare amenajate de micii crescători. Uh, îmi doresc uh, o inițiativă cât mai largă la nivel, uh, la nivel național, o implicare a chiar a autorităților locale de a sprijini crescătorii și asociațiile de profil prin amenajarea unor uh, puncte de sacrificare care se pot uh, amenaja pe o perioadă limitată. Uh, Aici concursul colegilor direcțiilor sanitar-veterinare va fi maxim impus de către noi de la nivel central. Iar așa cum, spre exemplificare, am avut un exemplu la Frata, când un primar destoinic a amenajat într-un parteneriat cu Asociația de Profil un punct de sacrificare și a oferit această posibilitate atât cumpărătorilor de a achiziționa direct de la sursă, pe, lanț, pe principiul lanțului scurt, carnea de ovine sacrificată în comună, respectiv de miel, cât și posibilitatea crescătorilor de ovine de la, din comună de a-și comercializa direct carnea respectiv miei, fără intermediar. Este un model și astfel de modele mai sunt la nivel național, dar trebuie să recunoaștem, din păcate, nu sunt foarte multe. Sperăm că în perioada următoare cât mai multe autorități locale să, să fie alături de astfel de proiecte, astfel de necesități care nu au altceva decât un rol de a dezvolta comunitățile noastre. Vă mulțumesc mult de prezența în emisiune, vă doresc succes în continuare uh, și celor uh, care au fost alături de noi. Le dorim o zi minunată și un weekend plăcut. Mulțumesc încă o dată pentru, cele pentru invitație și am răspuns să răspund invitației dumneavoastră de, de câte ori o să-mi fie adresată. Mulțumesc și eu. La revedere!